Azi uite așa și tragem aici să vadă căminul cultural. Chiar vă rog să zâmbiți, nu așa, păi ce facem? Stimată primară, iată o zi importantă din viața comunii și de ce nu, din viața dumneavoastră, pentru că toamna aceasta, chiar după secetă, este una bogată și bogată în evenimente culturale. La Ploiești este dublă sărbătoare. Despre ce este vorba, domnul primar? Așa, după cum știm cu toții, astăzi la Ploiești are loc cea de-a 14-a ediție a Festivalului de Muzică Laică, Corală și Religioasă Gheorghe Cucu. Compozitor de muzică laică și religioasă, care se trage de la noi din Ploiești. Cu această ocazie, ținem ca în fiecare an să sărbătorim această sărbătoare. Domnul Mare, trăim o vreme când foarte mulți factori de răspundere trec cultura laică, etc. Iată că domnia voastră a reușit să asigurați longevitate acestui festival concurs. Nu e concurs, doar festival de muzică corală, laică și religioasă. Iată că dumneavoastră găsiți resurse și organizați odată cu acest festival și sărbătoarea comunei, probabil, da? Exact. Cum reușiți, domnul primar, pentru cei care nu știu? Este adevărat că ziua de astăzi nu este ușor să organizăm un astfel de festival, care, zic eu, după mii din experiențele care am de câțiva ani de zile, de că sunt primar, se ajunge la o anumită cheltuială, cheltuială care este obținută din diferite sponsorizări și doar o mică parte din bugetul local al comunei. Domnul primar, probabil ce n-a spus dumneavoastră, din finețe și eu cunosc, n-a spus primarul și aparatul său de specialitate cam cât a băgat mâna în buzunarul propriu? Nu cred că trebuie să spunem chestia asta. Acum, deci v-am spus, este foarte subțire din bugetul local, în general din sponsorizări. Normal, sărbătoare, dar primarul, știți, nu prea are el sărbătoare, se gândește tot la proiecte, tot la comunitate, tot la bunăstare și la devenirea ulterioară. Am aflat pe surse, ca să folosesc o sintagmă care nu-mi place deloc, că veți primi un nou utilaj, așa este? Așa este și nu numai acest utilaj. Deci, după cum ați fost informat, săptămâna care urmează, 20-27 septembrie, urmează să primim acest utilaj care este achiziționat prin fonduri europene. Pot spune că la nivelul Comunei Ploiești au mai avut loc și alte programe cu fonduri europene. Chiar pe 14 septembrie am inaugurat o grădiniță cu două grupe la nivelul Comunei Ploiești, construită cu fonduri din la Banca Mondială. Am inaugurat o creșă de copii care... Ce nivel de finanțare, domnul Urman? Cât a fost finanțarea? Valoric vorbim. La grădinița cu două grupe, valoarea ei a fost în jur de 7 miliarde. La fel și la lei vechi. Deci, zic eu că am avea totuși câteva obiective cu care am putea să ne lăudăm la nivelul Comunei Ploiești. Nu le-am mai enumerat pe celelalte mai vechi, care tot prin fonduri europene, care zic eu că le-am mai spus și cu altă ocazie. Mi-ați anticipat o întrebare. Altă dată, acum un an și ceva, mi-a spus cam câți bani europeni, ca să spunem așa, ați adus în slujba comunității dumneavoastră. Pentru mine care am uitat, dar și pentru ceilalți care au uitat, vă rog să reamintiți această sumă. Și cele două mandate, deci acum aflându la al doilea mandat, pot spune că am adus la nivelul Comunei Ploiești în jur de 3 milioane de euro, numai fonduri europene. Inclusiv 3 de 2, nu? Aici da, intră și 3 de 2. Da. Domnul primar, ce vise aveți, ce planuri, ce proiecte fundamentat și cum vă gândiți că iată este an preelectoral, nu așa, și este important? După cum bine cred că cunoașteți și dumneavoastră, urmează în luna octombrie să deschidă o nouă sesiune de depunere a proiectelor pe măsura 7.2.7.2.1, se referă aici la infrastructură. Deci m-am gândit și aici, deja am pregătit două proiecte pentru drumuri, unul pentru modernizarea liceului tehnologic din Comuna Ploiești, plus încă o școală generală clasele 1-4 în Cristești. Imediat cum se va deschide sesiunea, vom depune și noi aceste proiecte. Sunt proiecte importante și de mare interes și folosință pentru oamenii comunii dumneavoastră. Domnule, apropo de oameni, cum sunt oamenii din Ploiești? Noi îi știm, dar se audă toată lumea. În general pot spune că sunt oameni pașnici, muncitori, respectoși, cu mici excepții ca pe oriunde.
Am început nouă ani școlar, domnul primar. A venit toamna, se numără bobocii și roadele în hambare. Cum a început anul școlar și dacă sunt probleme? La nivelul comunei Ploiești, chiar pot spune că anul școlar a început în condiții normale. Toate localurile școlare au fost aprovizionat materialul lemnos pentru perioada sezonului rece. În general, deci pot spune că au început în normal, să spunem, în acest punct de vedere. Doamne primar, suntem la această sărbătoare și poate nu ar trebui să adresez și această întrebare, dar pentru că ne cunoaște de mai multă vreme și nu suntem la primul nostru interviu, aș vrea să vă întreb dacă primarul, primăria, are și neajunsuri și neîmpliniri, pentru că așa e în administrație, inclusiv în cea națională, regională, județeană sau familială. Ca în orice localitate, pot spune și de comuna noastră că mai sunt neajunsuri, poate unele nemulțumiri din partea unor cetățeni, dacă ne gândim la puterea financiară, dar așa cum am spus și mai înainte, noi spunem că am făcut tot posibilul să respectăm și să asigurăm spiritul necesar pe orice rampă. Nu pot spune că dacă am avea bani mai mulți, nu i-am primit sau să oferi ceva bani, nu i-am primit. Deci știți că de ce ai bani și vrei să faci ceva, tot vrei să faci mai mult. Domnul, vorbeam altă dată despre monografia comunei. Este gata nu în ce stadiu se află? Nu este gata, să spun că e realizată în proporție de un 50%. Mai adineauri vorbim despre oamenii din Ploiești. Această localitate blagoslovită de Dumnezeu, cu oameni cu minți strălucite, cu valori naționale și internaționale. Vorbeam de Gheorghe Cucu, dar mai sunt și alții. Vreți să-i amintiți? Deci, care se trag de la noi din comună, deci ar fi primul compozitor de muzică laică și religioasă, Gheorghe Cucu, Ben Todică, alții chiar nu îi amintesc acum. Ioan Moraru este? Ioan Moraru, dar... Petruș Andrei? Și Petruș Andrei, sigur că da, deci ăștia sunt mai noi, eu mă gândeam acum la cei care nu mai sunt alături de noi. Pentru ăștia care mai sunt, ce mai faceți, domnul primar? Poate ar fi bine să organizați o sală de lectură, o după amiază de lectură, pentru că sunt valori naționale. Eu îi cunosc pe amândoi și mă bucură faptul acesta. Și pe profesorul Petruș Andrei, membru a unei scriitorilor, și pe inginerul Ioan Moraru, care și el este membru a unei scriitorilor și membru de frunte a epigramișului din România. V-ați gândit să mai aduceți? Zici și eu care a scris poezia aceea pe care am discutat-o noi acum vreo 2-3 ani și eu am făcut liceul la Ploiești, nu? Da. Deci, din punctul meu de vedere, pot spune că aș sta la dispoziția oricui, dacă ar veni cu o astfel de idee pentru organizarea unei săli de lectură și tot ce este în putința mea ca primar sau din partea Consiliului Local, vom asigura tot ceea ce se poate. Domnul primar, în mandatul domniei voastre, ați reușit ceea ce mulți nu reușesc să facă, și anume, în cadrul Zilei Comune, acestui festival, să organizați ceea ce doar 2-3 comune din Vaslui, din județul Vaslui, eu le cunosc pe toate, mai organizează un simpozion. Cât de importante sunt aceste simpozioane pentru comunitate, pentru populație, pentru oamenii care încă mai iubesc cultura și istoria? Da, eu cred că au o importanță destul de mare și nu am evitat ca la fiecare festival, în fiecare an, acesta să înceapă printr-un simpozion, prin prezentarea unei cărți. Aici oamenii au ocazia să afle despre istoria locului, nu-i așa? Sigur. Și date importante despre personalități. Dormar, pe final, știu că aveți foarte multă treabă, știu că veți fi astăzi ca un general pe câmpul de luptă, pentru că vă cunosc la edițiile precedente, veți fi cu ochii peste tot, ca să totul să meargă bine, perfect. Pe final, v-ar ruga să adresați câteva cuvinte către toți invitații și oaspeții dumneavoastră de astăzi și de ce nu, către toți locuitorii comunii pe care domnia voastră o coordonați și o conduceți. Deci, într-un final, am să încerc să mulțumesc tuturor participanților care vor fi prezenți astăzi aici la acest festival, iar în special locuitorilor comunii Ploiești. Le doresc multă sănătate, bucurie, fericire, tot ceea ce își doresc și îi rog să aibă încredere așa cum au avut și în aceste două mandate. Cu siguranță nu îi voi dezamăgi.
Mi-a adus mai cu bucuria că ne-am revăzut, că am aflat lucruri noi. Despre comunitate, despre comună, despre domnia voastră, despre primărie. Valandescu, orator șef al ziarului Merdianu de Iași, Vaslui și Macău și al tv.ro și a revistei Merdianu Cultural într-o zonă, vă mulțumește foarte mult și o doresc succes pe toate segmentele domniei voastre de activitate și de viață. Și religioasă Gheorghe Cucu, mai exact la ediția cu numărul 14. În localitatea noastră s-a născut și a crescut marele compozitor Gheorghe Cucu, de aceea domnul primar și Consiliul Local fac tot posibilul ca în fiecare an să fie sărbătorit acest mare compozitor și cum altfel l-am putea sărbători dacă nu cu invitați de seamă și momente speciale. Înainte de deschiderea acestui festival, îl invit pe domnul primar să ne spună câteva cuvinte. Aplauze, vă rog! Stimați invitați, dragi concetățeni, iată că, așa cum a prezentat și doamna dinaintea mea, astăzi, la nivelul Comunei Puiești, are loc Festivalul de Muzică Laică, Corală și Religioasă Gheorghe Cucu. Mulțumesc pentru prezență, sper să ne adunăm într-un număr cât mai mare. Vă rog să nu vă pierdeți răbdarea, să vizionați până la sfârșit festivalul de astăzi, că nu o să vă pară rău. O să avem și multe, multe surprize. Vă mulțumesc încă o dată și vizionare plăcută! Acum pe scenă avem corala Fantasia de la Palatul Copiilor din Vaslui. Să-i aplaudăm! Bună ziua! Suntem prezenți nu pentru prima dată, e a patra oară când venim aici la dumneavoastră. Suntem onorați de invitația pe care ne-a adresat-o domnul primar. Corala Fantasia, sâmbăta viitoare, sărbătorește 20 de ani de existență. Așa că cei care doriți să-i ascultați din nou, vă așteptăm la Vaslui, sâmbătă la ora 17, la Casa de Cultură, acolo unde, așa cum spuneam, acești copii și copii din generațiile trecute, maturi actualmente, vor veni să-și aducă aminte și să depe în amintirile multiplelor concursuri și festivaluri în care au participat, aducând Vaslui și județului Vaslui nenumărate premii și laude. Astăzi vom începe programul nostru cu ceea ce se cuvine, adică să fiți alături de noi.
Yeah.
Capitolul 8 al legății. Capitolul 9.
din onomastica locală, adică hilonime. Constituie adevărată istorie și indică la fără... Problema asta a documentelor. Da. Mai avem foarte puține documente, așa cum suntem sărați în multe privințe, suntem lipsiți documentelor, fiindcă unele sunt încă în arhive străine neatinse, altele au fost distruse, altele este un, ca să dau un exemplu așa mai pitoresc undeva, pe un câmp de lângă, mă rog, Bărbastui, sunt relatări când tătarii, după ce au jefuit cât au jefuit, au adunat o grămadă mare de documente care le foloseau ca să-și facă opinci. Erau pergamente, erau de pergamente, dar se făceau opinci. Sau alte documente s-au pierdut, fiindcă ele erau ascunse. Și nu existau duplicate atunci. Cine avea documentul, stăpânea moșie. Nu exista așa. Și atunci unul singur din familie știa unde i-a spus documentul și îl transmitea la un membru al familiei înainte de a muri. Și am prins un moment de ăsta când se reconstituie o proprietate, fiindcă proprietarul nu mai avea, familia nu mai avea acte, fiindcă cel care știa a avut moarte năprasnică. A căzut de pe cauza moarte, mă rog, un atac concesiu ce-a fost și n-a mai apucat să spună secretul din documentul ascuns. Iar un arhivist de la Iași povestea că, în urmă cu vreo 40 de ani, a descoperit documente din secolul XVI-lea la o familie din comuna Ibănez, la Cosești, care erau ascunse la stăiași la casă. Ținute ascunse, așa, conform unei tradiții, ca ține ascunse. Iar în privința folclorului, am cules pe cât se putea așa și folclor nou. Folclor nou adevărat. Și pe atunci se vorbea mereu de stare, de poporul rus. Și fragmentul ăsta care spuneam, era o perioadă când se dădeau anumite produse pe produse agricole. Și așa suna, mulțumim, dragă găină, că ne dai din fund lumină. Mi-a spus fund așa mai frumos, în fund lumină, stare și poporul rus, bună sondă în fund, s-au pus. Deci, am descoperit paleontologice din istoria colinilor Tutovei, cu noi descoperiri, în special în această vară, de aceea, prima menționare a unei fosile sau un dinte fosil în această zonă a fost practic în zona, localitatea Găiceana, unde în 1880, în alte ani, 1880, un localnic a identificat un dinte de elefant fosil la care cei de la București, pentru că în acea perioadă București era un centru universitar deosebit, prin cercetători și prin profesorul Gregoriu Ștefănescu, l-au determinat atribuindu-lui unui elefant fosil genul de Deinotherium. După care, în anii 1891, în zona Mânzați, localnici au identificat, practic, într-o alunecare de teren, un schelet întreg, aparținând unui elefant fosil de talie mare, dar, practic, putem aminti că această descoperire a fost remarcată la vremea respectivă, iar acest domn, Gregoriu Ștefănescu, domn profesor, a fost și ajutat, politic vorbind, el fiind membru al Partidului Național Liberal, și alături de boierul din Mânzați, care, fiind moșia lui, i-a pus pe toți, a mobilizat toți țăranii, au dezvoltat și au dus tot scheletul la București, bineînțeles. În timp, unele din oase s-au fisurat, s-au făcut mulaje și au rezistat și la celebrele cutremure. Practic, acel schelet face parte acum din colecția Muzeului Grigore Antipa, el este chiar la intrarea în muzeu. Exact, mai este și acum că am fost din urmă.
Vă mulțumim și vă urăm, vă urăm o zi frumoasă în continuare. Deși și-a dorit să ne fie alături astăzi, nu s-a putut, așa că domnul consilier al doamnei deputat Ana Bircal, împreună cu domnul primar, vrea să ne spună câteva cuvinte. Doamna prezentatoare, domnul consilier al doamnei deputat Ana Bircal, o să transmit, să vă transmită un mesaj din partea dumnei ei, ea fiind plecată din țară, nu a putut să ne onoreze cu prezența. Mulțumim încă o dată. În primul rând, bună ziua! Numele meu este Cristi Prisecaru și vreau să vă transmit un mesaj din partea doamnei deputat Ana Bircal. Îmi pare sincer rău că nu pot fi alături de dumneavoastră la evenimentul organizat astăzi în memoria lui Gheorghe Cucu, personalitatea marcantă a comunei Puiești și totodată unul dintre cei mai renumiți folcloriști care au trăit pe plaierile mioritice. Din păcate, ca președinte al Comisiei pentru Afaceri Europene, din Camera Deputaților, agenda este uneori foarte încărcată și nu permite să fiu alături de vasluienii mei dragi, pe cât de des mi-aș dori. Gheorghe Cucu este un adevărat... Să nu avem mai
mamă, Ione, mamă, mamă. Bunicii, mamă, Ione, mi-a la, 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 la. Bunicii, mamă, Ione, mi-a adis de jenie. Sfântul primar, ne întâlnim într-o zi importantă, într-o zi de dublă sărbătoare la Comuna Poiești. Domnia voastră, sunteți prezent ca între vecini buni. Cu ce gânduri astăzi? Păi venim la colegii noștri cu gânduri foarte bune. Ne bucurăm că reușesc să fac asemenea manifestații și totodată îi onorăm, pentru că noi fiind Valea Tutove aici, ne respectăm, ne ajutăm și cum așa. Ca între vecini de calitate. Absolut. Domnul, de la nivelul funcției și a ocupației domniei voastre, ca responsabil de coordonarea și conducerea comunii importante pe care noi o apreciem și o cunoaștem, v-aș ruga să apreciați cât de importante sunt astfel de sărbători. Din punctul meu de vedere, sunt foarte importante, pentru că destimurile sunt cum sunt ele, lumea se mai destinde, este o atmosferă foarte plăcută, lumea este curioasă de ceea ce vede, ceea ce îi încântă, cu bune și cu rele. Mai, azi discutăm numai de la bune, nu mai discutăm de la alte rele. Domnul, nu suntem la primul nostru interviu și din această cauză îmi permis să vă adresez o întrebare caldă. Și dragă mie, ați venit cumva să luați și un exemplu? Vă gândiți cumva ca și în Comuna Pogana? Sincer să fiu, chiar asta este și scopul, datorită că sper că anul să se reușesc să fac și o ziua comunii, să dau o hotărâre a Consiliului Local, pentru că noi nu avem decât în hramul satului și la hramul nu poți face asemenea manifestații, pentru că toată lumea are neamuri, vine la hramul, vine la... și îmi doresc foarte mult. Așa o sărbătoare este și ca un dar pentru întreaga comunitate, care iată au muncit un an de zile în condiții nu tocmai grozave. Această vară aridă, secetoasă, păguboasă, dacă doriți, nu? Așa este, anul ăsta un pic mai slăbuț cu agricultura, dar cum am mai discutat cu unii colegi, să știți că când vrei și te implici, totul iese bine, totul îi bine și... Normal, sărbătoare, sărbătoare, dar primarul, de regulă, sărbătoare nu are. Nu e așa? N-aș fi un jurnalist care se respectă dacă nu v-aș întreba câteva realizări ale comunei pe care ne-ați o conduceți. Eu le știu în mare, dar să le știe și telespectatorii și ascultătorii noștri. Da, la nivelul anului ăsta avem, putem chiar să ne lăudăm cu realizări. Avem de ordonanță 28, două poduri, am primit 5 milioane, 500 de... adică 5 miliarde. Mulțumim Consiliul Județean pe această cadă, domnului președinte. Bugetul local a fost foarte bun, am reparat două... Cât la sută din taxe și în casă, taxe și impozite? Noi încasăm undeva la 95-97%. Avem casări foarte bune. La 416 mai aveți, domnul Roman? Avem și 150 de asistați. Legea 165, ați terminat-o? 165 am terminat printre primii. Nemulțumirea mea este că n-am mai prins subvenția, datorită că aia 6 lei pe hectar. Datorită că noi ne-am onorat contractele și uneori mai și greșim, probabil că ne onorăm. Cum este normal să ne onorăm. Urmar, pe final v-aș ruga să adresați două vorbe, două gânduri frumoase către toți locuitorii comunii dumneavoastră pe care o conduceți, cei care v-au votat, care nu v-au votat, dar cu siguranță, pentru că este an preelectoral, poate vor înțelege să voteze pentru mandatul următor. Candidați? Da, voi candida pentru că am proiecte, 7-2, am început, am făcut un ADI cu Zorlin și Perieni, sperăm să fim printre primii la accesarea acestor fonduri, avem planuri mari, le urăm
cetățenilor Comunii Pocara, multă sănătate, prosperitate, un an cât mai bun și, bineînțeles, mi-e un mandat în continuare, dacă se poate, cu multe, multe realizări. Încă țin și șase. Domnul Marco Bucuria, că ne-am întâlnit și am aflat lucruri noi, v-a rândăsurat cu șef al ziarului Merdianul de Iași și Vaslui. Echipa mobilă a televiziunii Vaslui vă mulțumește foarte mult și o dorește succes pe toate laturile și segmentele noastre de activitate și de viață. Vă mulțumim și vă mai așteptăm în zona noastră. Cu foarte mare bucurie. Despărțită seara,
parcă nici spuneam cu noi. Acum vreau să-ți dau inima în palmă, că dorul tău îl va duru. Hei! Mamă de-a păstrit, te dau primire, am înăbunit, tătă micire, dragul meu, ce mult am plăcutat. Ochii să-și alegi, în iubire, sufletul de mie, fericire, tu ești tot ce o oră frumoasă vreau să faceți pentru mine, m-am pornit și eu la joc!
Special, ne-a văzut la un eveniment și haideți să-l aplaudăm și să-l invităm și pe scenă, pentru că datorită lui acest moment a avut loc. Haideți să-l aplaudăm, că poate ne mai invită și altă dată. Sper să vă fi plăcut. V-a plăcut? Da, mai venim atunci. Celor trei tenori, sper că v-a plăcut și vă rog să-i aplaudați încă o dată. Din partea noastră a primăriei, a conducerii primăriei și a Consiliului Local, de colorăm o diplomă de onoare. Ne mulțumim încă o dată. Acum mă menajează-vă spun ca tot să știți. E super de călcate mâncând cartofi prăjiți. Ea doarme ziua până la trei. S-a cam aliniat și la culcare. Lua fuga telefonul și mă întreba, dragul meu, nu vii?
Și astăzi tot la telefon mă sună foarte des. De fuga se-am dus și ți-a bun, mănâncă la restaurant Express. Maria, Maria, slăbiciunea mea, o nevastă ca Maria, n-are nimeni, mama, mama, Riria. Oh, de dragul meu odată frumos se pieptăna cu privea toată lumea, domnule, bine-i mai ședea. De când cu moda nouă e tunsa la cacson, parcă-i lăbuș cățelul când plouă și doarme sub șopron. Întotdeauna orică-i șa de bine și că-i frumoasă foc, de-ar fi într-o creșă de copii, iar înțărca pe loc. Maria, Maria, slăbiciunea mea, o nevastă ca Maria, n-are nimeni, mama, mama, Riri, gata. Dar și drept dovadă ți-am trimis grămadă, vreo 10 ghivece cu flori, la 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 la, la 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 la, la 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 la. De te prind Paraschivul, cu altul de braț la plimbare, îți iau mini jupul, îți bați gagiul și dă numai pe picioare. Și se jură că nu fură, așa, aia nu fură, dar l-am prins curața în gură, așa, așa, curața în gură, domne. Știi ceva? Chiar mă gândeam, dacă domnul primar nu vrea să facă la dumneavoastră Puiești au talent, pentru că cei din fața noastră au fost la România au talent, știți bine, da? Au avut 4 de dan. Noi am fost în semifinale, tot la România au talent, în 2011, acești copii erau mici pe atunci, acum sunt mai mărișori, dar avem un reprezentant al celor mici, pentru că formația e în jur de 45 de copii. E un merit deosebit la domnului primar, pentru că reușește să aducă aici la dumneavoastră copii talentați, chiar copii, mă uitam la copiii dumneavoastră de aici, din sat, acei dansatori minune, soliști de muzică populară, ușoară, este o minune, pentru că au părinți deosebiți, au frați, au surori, bunici și, în ultimul rând, cineva care diriguie în mod deosebit această comună. Domnul primar, ne-a face plăcerea să vină domnul primar, tot e chemat pe scenă, dar noi îl chemăm pentru că e prietenul nostru și v-am spus, dacă o să înființeze Puiești au talent, noi o să venim. Și formația anterioară și noi o să venim aici, să concurăm. Domnule primar, un microfon cald din partea noastră cu aceeași căldură. Deci mulțumesc și formației Rotaria, care au mai fost și cu alte ocazii la noi în comună. Sper și de data aceasta să vă placă. Să-i aplaudăm. Și acum, atenție, se poate și dansa dacă vreți. Să vedem cum vă luăm, vă luăm cu ăla mic, cu ăla mare. Știți, noi avem mai multe cu ce să începem. Să începem cu ăla micu, să începem cu ăla mare. Sau să începem cu ăla tare? Ei, copii! Ăla micu își face debutul! Imita ce suflet are! Thank you.
în fața primăriei dumneavoastră și ce credeți? La un moment dat s-a alăturat nouă un copil mic cu un instrument, cu o flașnetă din asta, din luată din Bălci. Era foarte dornic să cânte cu noi. Uitați-l de așa, se face loc, dar fără instrument nu poate să vină. Haideți să-l invităm. Vreți să-l invităm? Ideea dumneavoastră de aici. Îl invităm cu noi? Hai, maestre! Domnul doctor, hai! E talent. E talent. Are și instrumentul. Uite! S-a găsit instrumentul, e rezolvat. Thank you.